noi, care de fiecare dată ne umple sufletul și la care la prima ediție i-am urat să ne revedem sănătoși mulți ani de acum încolo. Și cum pe mine mă ascultă, Doamne, Doamne, și eu sunt fica lui preferată, ia că-l și în anul acesta alături de noi pe domnul poet Vasile Livius Ianoșev. Vă așteptăm! Mulțumesc din suflet pentru faptul că m-ați primit încă o dată în mijlocul dumneavoastră. Am venit în comuna Pișchia de mult de tot, în 1966. De atunci am crescut 42 de generații de copii. Din Pișchia, Muran, Bencecuri, ba chiar și din comunele vecinate atunci când am avut 10 clase la Pișchia. Sunt mândru de acest lucru. Sunt mândru când văd în ochii multora dintre dumneavoastră acea scânteie de bunătate pe care vreți să mă transmiteți și mie. Atunci când îmi spuneți bună ziua domnule director, bună ziua domnule profesor. Inclusiv primarul Gheorghe Munteanu a fost unul din blăstarele care a crescut sub privirea mea. Și nu numai eu. De data aceasta și poate pentru ultima dată, pentru că se pare că timpul nu ne iartă, dar domnul Văcaru Ion, colegul meu de școală normală, un an mai mic, timpul nu ne iartă. Se pare și aș dori ca să mă bucur încă o dată de data aceasta pentru faptul că mă aflu aici la Muran. Să știți că la prima ediție am scris cartea Muran 700 de ani. La a doua ediție am făcut o altă carte, Marius Munteanu, poetul reper al poeziei dialectale românești. Iar la a treia ediție, așa cum v-am promis anul trecut, am pregătit, deși nu este numele meu pe ea, pentru că cineva mai puternic ca mine a zis că e bine să fie numele dânsului, dar am pregătit o altă carte, Marius Munteanu, opera poetică a lui Marius Munteanu în literatura dialectală bănățeană. Este singura carte apărută până acum care conține toate poeziile, atenție, toate poeziile publicate de Marius Munteanu, în diferite ocazii, la cele patru cărți apărute, la Gura satului, la Bencei, la Ionel Iacob Bencei și în toate împrejurările. Este singura carte apărută până în prezent despre întreaga opera a Marius Munteanu. Ea este sub egida lui Ioan Viorel Popreanu, dar pe sub copertă a avut atâta bună cuvință să scrie că această ediție este o carte critică, prima a unei opere poetice unice, apărută în variante succesive ale lui. Coordonator de comentare Vasile Livius Ianoșev. Deci, este unica carte cu toate poeziile. Și acum să vă spun de ce. Pentru ce sunt legat de Muran și de Marius Munteanu? Poate și prietenul Văcaru să spună. A fost directorul meu la școala normală de învățători de Iași. De când am început să mă leg de acest om, care într-adevăr a fost și un părinte, și un îndrumător, a
Apoi mai târziu, în 66, când am venit la Pișchia, am fost prieten cu acest mare, un mare spontan. A venit pe la mine ori de câte ori a trecut, încolo s-a încoace, s-a oprit la mine. De aceea, eu îmi fac o datorie de onoare, considerându-mă un epigon nevrednic al lui Marius Muntean. Și acum am să vă citesc una din poeziile pe care le-am făcut în Grai Bănețean, și anume se cheamă Carce către Cecea Marius. Îți scriu acum când dorul mă cuprinde, să-ți mai dau vești din satul meu. Cum s-o schimbat atât sătucul tău cel drag, muraniu de altă dată, așa cum l-ai lăsat. Azi nu ai nici drumuri cu prau și cu imală, și nici mai casă mici care ar vrea să cadă. Nici oamenii bătrâni nu-mi givănesc la poartă, nici vreun copil de sculț pe uliță nu zbună. Și nu mai îngâs nici vași și merg încet la ciurdă, nici cai prinși în han și duc oameni la bol, nici pauri și trugesc din jos și până în sară și cu sudoarea frunții ei se trag mereu la coasă. Și nu mai vezi la joc duminici, sărbători, la oră în sat, mulți oameni și fece și fișori, ca să-ți mai fie drag la ei ca să privești și în scrierile tale tot furt să-i povedești. Nimic nu-i mai așa precum tu le-ai știut și cum l-ai scris în versul, în vremuri, de mult. Uită-ți schimbat la oameni, la paurii din sat și ce crucești de vezi cum totul s-a schimbat. Și viața e alt cumva, și acu-i mult mai rău, și tot mai pun mai puțini pauri, mai cred în Dumnezeu. Iar oamenii sunt răi și nu mai au rușine, și bași de-a ficea ei, unii trăiesc în lume. Aș vrea să scriu din suflet mult mai multe, dar nu mai pot ca să le mai țin minte. Mă năpăcesc și azi, ca și mai înainte, tot gândul către cine la dușere amici. De o fi rău sau bine, doar Dumnezeu o știe. Sau alții după noi și mâine ori trăi. Eu tot mereu cu mare drag ce-i pomeni și cu mai mare dor mereu ce-i amici. Și pentru că suntem la momentul poeziei dialectale bănățene, am să vă mai citesc o poezie numită Ale din urmă lacrimi, adică atunci când scriu, dau din mine la fiecare vers o lacrimă. Lacrimi ultime, nu curgeți din ochii mei tăbărâți, ar fi bine ca să-și cerzeți anii mei îmbătrâniți. Nu mai picurați nici când așa mult, că n-are rost. Nu înduioșați curgând nici un suflet cu folos. Nu mai faceți voi oricum ca să mai trăziți nici unger sau să mai mișcați nici cum nici un suflet care plânge. Oare sufletul o secat, se vede că e gata viața, iar voi curgeți neînșetat, fără niciun rost de geamă. Așa că, acum e gata, viața mea ca niște spini, care strâns tăți cu lopata, tătă îi între străini. Nu vedeți că viața e șoadă, și m-au pus jos pe pământ. Vecerimea mea e oarbă și mă dușe spre mormânt. Nu mai curgeți
fiți cuminți și fiți liniștiți de acum. Eu mă duc pace între sfinți și o să dorm un somn. Și ultima poezie pe care vă citesc, pentru că a fost părintele Sila Gaci, a plecat, este o poezie religioasă. Va veni o vreme când cerul se va răzbuna și soarele din nou pământul va apărăza. Când grijele și gândurile rele vor pieri și oamenii în două se vor despărți. Cei buni și drepți vor sta de-a dreapta lui, plutind ușor pe unda visului, iar oamenii cei răi se vor sfârși pe rând, așa cum se perinde doar un rând. Eu sper că această zi să nu fie departe și slava cerului să fie mai aproape, când totul va părea cu farmec ca un vis, când vom păși, când voi păși senin și calm sunt. O, Doamne, adă ziua aceasta mâine, să nu mai fie nicio grijă, nici de pâine, să înceteze suferințe grave și nevoie, iar Tu să fii de-a purul între noi. Amin.